ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Doroban, urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Vremea se schimbă radical, meteorologii au emis coduri de instabilitate atmosferică pentru aproape toată țara. Cum a ajuns o cafenea din Brașov, locația perfectă pentru poze inedite, aflați în jurnal. Marian Drăgulescu și-a cerut iubita în căsătorie în timpul unei călătorii cu balonul. Imaginile cu momentul, dar și primele reacții ale cuplului după acest eveniment la știri. Vremea schimbă foaia, meteorologii au emis avertizări de instabilitate atmosferică pentru aproape toată țara. Astfel că de astăzi ne aflăm sub un cod galben de ploi și vânt ce vizează zone de munte, sudul Banatului, Oltenia, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea continentală. Aici se vor semnala vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră, ploi torențiale și căderi de grindină. Totodată în sud-vestul Transilvaniei și pe arii extinse la munte este valabil un cod portocaliu de precipitații abundente. Cantitățile de apă vor fi de 30-40 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse de peste 50-70 de litri pe metrul pătrat. Ambele coduri sunt valabile până mâine. Scandalul de la Facultatea de Arhitectură este departe de final. După ce instituția a publicat greșit notele de la admitere, candidații și părinții lor au stârnit o adevărată revoltă la porțile facultății. Părinții sunt deciși să nu lase lucrurile așa și să caute dreptatea pentru copiii lor. Ce măsuri vor să ia aceștia în cursul zilei de astăzi, știe colega mea, Alexandra Cosman. Bună ziua, Alexandra, te ascultăm! Bună, Cristina, bun găsit tuturor! Problemele continuă aici la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din capitală. Pe de-o parte sunt cei norocoși care în urma contestațiilor au fost declarați admiși și astăzi au venit să-și depună dosarele pentru confirmarea locurilor. Asta după ce aseară decanul facultății a ieșit în fața părinților și a celor prezenți și le-a comunicat că notele nu vor mai fi modificate. Pe de altă parte, așteaptă aici în continuare și cei care s-au trezit peste noapte că sunt respinși. Ei vor în continuare să-și facă drept, iar după aceea vor merge să discute cu reprezentanții Ministerului. Urmează să discute și cu cei de la DICOT, dar și cu DNA, pentru că, așa cum spun ei, facultatea nu și-a îndeplinit obligațiile. Însă, în continuare, așteaptă aici și cei... Mulți părinți ne-au spus deja că au discutat și cu avocații și iau în calcul chiar să ceară suspendarea tuturor procedurilor, inclusiv a înscrierilor. Așadar, acest scandal poate lua o amploare destul de mare și în zilele următoare. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristina, înapoi la tine. Astăzi are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal. Astfel, absolvenții clasei a 8-a vor afla în baza mediei la evaluarea națională și a opțiunilor alese în ce instituție de învățământ vor continua studiile. Colega mea, Silvia Ceh, mi se alătură cu detalii. Bună ziua, Silvia, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor! În urmă cu puțin timp au fost afișate rezultatele pe site-ul Ministerului Educației. Rata de promovare a examenului la nivel de țară este de 74,5%, iar acum algoritmul a repartizat elevii după media de admitere pentru fiecare elev în parte și s-a căutat prima opțiune de pe listă în funcție de locurile libere rămase. De mâine până pe 30 iulie, elevii admiși și părinților vor putea merge la liceul la care au fost repartizați pentru confirmare marea locului, dar și pentru predarea dosarelor. După data de 31 iulie vor fi rezolvate situațiile speciale apărute la repartizarea computerizată. Avem însă și o veste bună pentru tinerii care au obținut nota maximă la examene. Ministerul Educației vrea să-i premieze pe elevii care au luat nota 10 la evaluarea națională, dar și la BAC. Mai exact, absolvenții de gimnaziu care au luat 10 la evaluarea națională ar putea primi suma de 2000 de lei, iar cei care au dat BAC-ul și au luat nota 10, bineînțeles, ar putea primi 5.000 de lei din partea guvernului. Momentan, proiectul se află în faza de consultare. Acestea au fost informațiile de aici, Cristina. Mulțumim, Silvia. Nu există teste rapide care să ne arate nivelul de pesticide din legume și fructe, avertizează autoritățile. Asta după ce tot mai mulți români și-au procurat aparate de testat, evident neomologate, și se joacă de inspectorii prin piețe. Comercianții se plâng că de multe ori se trezesc cu pepenii și cartofii găuriți și sunt nevoiți să-i arunce. Așa, cât? Care e limita? Da.
După ce au văzut astfel de experimente, tot mai mulți români intră în pielea inspectorilor de ocazie. Își procură aparate de pe temirce site-uri și se duc cu ele la piață, să nu cumva să cumpere legume și fructe pline de nitrați. Am luat două, trei legume și le-am măsurat că ți apare când este bun e pe verde și pe roșu e o travă. Și am cumpărat atunci când am achiziționat aparatul, tot așa, am luat doi pepeni și am zis la băiat, hai să îi măsurăm aici. Și avea peste 3300. Deci vă dați seama ce o travă este. Comercianții din piețe povestesc că se confruntă tot mai des cu astfel de clienți. A băgat sârmile alea, are două sârmulițe așa mici, cam nu știu ce. L-a băgat în el, prima dată pe el scria căpșuni, zic, doamnă, ăsta nu-i pepene. Pe cuvânt. Ce? A băgat așa, zic, nu e bun. Zic, ce nu e bun, doamne? Care nu știu cât, ce aia. Am văzut o cucoană măsura pe aici. Da, da, ce da. Ce? Cu ce apar a venit? Sau ce? Da, ceva, dar nu m-am uitat la ea. Pe acolo, pe la pepene era. Negustorii spun că n-au absolut deloc încredere în astfel de aparate. Cum au ăștia încredere cu alea, cu drogații? Nu e drogat și face să-l ține pe om capa, de așa e și cu asta. Este la ala că ești drogat. Iar autoritățile îi dau omului dreptate. Aparatele care fac atâta vâlvă nu sunt omologate. Rezultatele determinate prin intermediul acestor teste rapide, din punctul nostru de vedere, nu sunt relevante. Determinarea rezidurilor de pesticide din fructe și legume nu este un proces simplu. În cadrul acestui laborator, noi determinăm 370 de substanțe active. Așadar, aceste teste rapide ar trebui să ne indice pentru câte substanțe active există acea prezență, deci ele nu sunt omologate. Din toată ecuația, nu ies câștigați nici clienții, nici piețarii, ci firmele care comercializează aparatele respective. Internetul este plin cu anunțuri de vânzare a unor astfel de aparate. De exemplu, pe acest site apare stoc epuizat pentru toate tipurile de astfel de dispozitive, cu toate că prețurile sunt destul de piperate. Între 850 și 950 de lei costă un singur aparat. Mai ieftin, mai scump aparatul, dar poate că foarte multă lume ar fi tentată să-și cumpere, mai ales care au copii mici. Autoritățile fac controle în piețe. La legumele și fructele românești sunt puține produse la care s-au descoperit depășiri ale pesticidelor. Mai precis, 25 de probe din peste 2500 prelevate au fost neconforme. Amatorii de fotografie au găsit un nou loc instagramabil în inima Brașovului. Aici s-a deschis prima cafenea 2D din România, în care clienții sunt transpuși într-o lume desprinsă din desenele animate. Cum arată, vedeți chiar acum. Să fie realitate sau un filtru pe Instagram? Asta se întreabă toți cei care văd pe internet videoclipuri cu singura cafenea 2D din România. Odată ce pășesc în interior, curioșii descoperă o lume fascinantă, în alb și negru, care îi duce cu gândul la desenele copilăriei. Valentina se numără printre clienții care și-au dorit să fie primii care trăiesc experiența inedită. Am reușit să vin în prima zi la deschidere și am rămas surprinsă, nu mă așteptam, chiar este super, este o idee inedită. Prima dată m-am crezut că este colorată și că este un filtru pe internet. Și apoi când am venit, au fost șocuri și mai mare, dar foarte frumos. Până acum câteva luni, aici funcționa o cafenea obișnuită care nu reușea să atragă clienți, așa că administratorii localului au decis să modifice interiorul complet. Pentru decorul spectaculos, au angajat un artist din oraș, care și-a dat frâu liber imaginației. În zona aceasta avem, practic, replici al unor tablouri celebre. Foarte interesant că toate desenele astea dau cumva spațiu locului. Da, cumva ăsta este conceptul, să ofere o iluzie de 2D în care să se cumva spațiul să se extindă. Cafeneaua a fost inspirată după un model de succes din Coreea de Sud, iar în interior, singurele pete de culoare sunt băuturile pe care clienții le savurează. În prima parte a zilei sunt cerute mai mult cafelele, băuturile calde, precum cappuccino, espresso scurt, espresso dublu, la tema este, după care mai spre amiază și seară încep să fie cerute cocktailurile. Cei care ajung aici din simplă curiozitate spun că senzația trăită este unică. Ce ți-a atras atenția în mod special?
nu știu, stilul ăsta cartoonist pe care ți-l oferă cafeneaua și contrastul pe care l-ai atunci când te uiți pe geam și apoi te uiți înapoi înăuntru este greu. Ai mai văzut astfel de cafenele pe unde ai fost? Nicăieri, și străinătate. Sucovii se atrage foarte mulți tineri, mai ales de vârsta noastră, care vor să-și facă poze, să fotografieze, să facă videoclipuri interesante. Și nu doar românii sunt interesați de cafeneaua instagramabilă. Avem clienți din toate colțurile lumii și clienți care ne scriu și își doresc să își facă poze sau să filmeze aici. Am avut succes încă din prima zi, am avut câțiva influencer renumiți care au venit aici să își filmeze câteva cadre, deoarece atmosfera este una specială. În viitor, administratorii cafenelei 2D vor să organizeze aici evenimente inedite care să întregească și mai mult atmosfera specială din lumea alb-negru. Sărbătoare în familia campionului Marian Drăgulescu. Fostul gimnaș și-a cerut recent iubita în căsătorie și nu a făcut oricum, ci așa cum îi stă bine unui campion, la înălțime. Sportivul a făcut marele gest în timpul unei călătorii cu balonul în superba regiune Capadocia. Marian și Simona au vorbit în exclusivitate despre acest moment cu colega mea, Mădălina Lambrinoc. Mă simt foarte fericită. Am avut și emoții, a fost un moment emoționant, frumos din toate punctele de vedere. Marian și Simona sunt în al nouălea cer. De mai mulți ani, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar iubirea lor a ajuns acum într-o nouă etapă. Marian și-a cerut iubita în căsătorie, iar momentul a fost unul de o încărcătură emoțională uriașă pentru amândoi. Un moment unic, un moment surprinzător și pentru mine, inclusiv îi povesteam Simonei că a durat o oră și ceva acea deplasare cu balonul și nu știam care ar fi momentul potrivit și când. Și chiar când a fost? Exact când a răsărit soarele. A fost la înălțime. Și la propriu și la figurat. A fost foarte... Mie mi-e frică de înălțime, mi-e frică de... Nu-mi place adrenalina așa de mult. Și la toată lumea ziceam că eu o să leșin când se ridică balonul și mă trezesc când aterizează. Doar că a fost o experiență foarte frumoasă, nici măcar n-am simțit înălțimea. Pentru că amândoi sunt discreți cu viața privată, Marian și-a dorit ca cererea în căsătorie să fie un moment intim. Însă într-un balon cu aer cald alături de alte 30 de persoane, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de la fața locului. Câteva turiste au fost pe fază și au filmat momentul inedit. Aveam noi într-un colțișor acolo unde eram noi și acolo, cu răsăritul, cu așa, mă rog, l-am oferit, ne-am îmbrățișat, ne-am... și spatele nostru era un grup de turiste, cred că englezoici, așa, care au surprins, nu știu cum, momentul și erau cu telefoanele așa, gen paparazzi, spatele noastre. Și oh my God, făceau așa la toată lumea. Ceea ce nu a știut Simona este că emoțiile logodnicului ei au început cu mult timp înainte de cerere. Marian a făcut un efort uriaș pentru a-i oferi iubitei sale inelul potrivit, unul cu totul special. Cât a durat această căutare a inelului? Cred că vreo 2 luni spre 3 luni de zile. Deci, Simo, tu ai stat cu inelul în casă o săptămână și habar n-ai avut. Nu știam, nu. Nici că a căutat 2 luni. Particularitatea lui în ce constă, de fapt? Constă în faptul că se subțiază un pic către piatra centrală. Ceea ce-i dă o eleganță. Exact. Ambii parteneri au avut în trecut căsnicii eșuate, însă atunci când intervine iubirea, orice temere este lăsată la o parte. Marian și Simona își pun în totalitate încrederea unul în celălalt și se gândesc cu optimism la viitor. Nu-i nimic nou, doar că persoana sper să fie mai potrivită, Doamne ajută, și din pentru ea și pentru mine, și să fie cu liniște, înțelegere, ca respect, și până acum, încredere. Pentru că relația noastră pe asta se bazează. Ce măsură luați în calcul și extinderea formulei? Da, ăsta ar fi un plus pe care mi l-am dorit cu drag.
Vedem când o să se întâmple. Toate la timpul lor. Simpaticul cuplu a început deja să se gândească la nunta pe care ar vrea să o organizeze la anul. Vrem vara, a spus că vrea undeva în aer liber. Eu aș vrea ceva mai intim. Acum nu știu cum vrea, că până la urmă ea trebuie să hotărască. Am zis că prietenii noștri, ceva intim, dar am zis că mai trebuie să-i punem pe hârtie să vedem ce înseamnă. Vacanța de vară a copiilor vine de multe ori cu situații greu de gestionat de către părinți. Asta din cauză că mulți nu au cu cine să-i lase și caută diferite soluții, astfel încât să se simtă bine atât ei cât și cei mici. Colega mea, Mădălina Bichir, a stat de vorbă cu psihologul Cristian Andrei și iată ce a aflat. Sunt părinți care în timpul anului sunt foarte ocupați și se bucură că al lor copil este la școală și atunci nu-i mai poartă grijă preț de câteva ore. Ei bine, lucrurile se schimbă când începe această vacanță de vară și ai copilul acasă pe tot parcursul zilei. Cum gestionăm ca părinți această relație? Copilul de-abia așteaptă vacanța de vară. Această restrângere a drepturilor, a libertăților copilului pe parcursul școlii începe să genereze o detentă, adică pur și simplu copiii sar în sus când primesc vacanță și vor să se bucure de acest timp frumos din vară, însă părinții încă nu sunt în concediu, ei încă mai au o perioadă de muncă, vacanța lor este întotdeauna mai scurtă decât vacanța copiilor și atunci se naște așa un fel de divergență. Părinții uită că acești copii vor să se bucure. De asemenea, sunt frustrați, este obositor să te duci vara la muncă și de-abia aștepți să ai și tu ceva liber. Dacă mergi cu copiii la mare, mergi pentru copii, nu mergi pentru tine. Degeaba încerci să-ți exerciți unele ambiții la un restaurant deosebit sau să faci plajă liniștit, să citești ceva, pentru că trebuie să fii cu ochii pe copii și trebuie să te dedici acestora. Ori asta înseamnă cel puțin două vacanțe pe an, oricât de scurte ar fi, dar să fie două. Una pentru copii și una pentru cuplu. Sunt părinți care văd această vacanță de vară ca pe o corvoadă pentru că nu știu ce să facă efectiv cu acel copil. Dacă ai o singură vacanță, cel puțin să fixezi un fel de orar. În primele ore ale zilei te ocupi de copil, seara până târziu să fie o opțiune pentru copil să poți să ieși și tu cu partenerul sau partenera ta. Sau să fie niște zile în care să convii, dacă ai niște copii școlari, de exemplu, să spui, uitați, primele două zile noi părinții ne dedicăm vouă copilor. În următoarele două zile ia să vedem cum puteți voi copii să vă dedicați părinților. Ce puteți să le faceți, cum puteți să le faceți cele două zile mai frumoase? Ok, o să stăm cu minți, o să ne jucăm între noi, nu o să venim cu pretenții la părinți, o să mergem unde doresc părinții și atunci se poate. Dar este important să existe timp și loc distinct pentru cele două generații. Este o idee bună să lăsăm copilul la bunici? Nu este o idee rea deloc să lași copilul la bunici dacă asculți sfatul nostru și anume să îi mai aduci niște verișori și niște copii din localitate. Dacă tu îți lași copilul singur cu niște oameni în vârstă care nu îi fac față, probabil că va dori după o zi să se întoarcă acasă. Dacă însă se întâlnește cu vechi prieteni acolo și cutreieră ceva natură și se joacă în curte și se bălăcesc, este o adevărată fericire, probabil că nu mai vrea să se întoarcă acasă. Este bine să ții cont de valorile celuilalt, pentru că valorile copiilor sau lucrurile care le plac lor și cu care se distrează ei sunt altele decât lucrurile cu care se distrează adulții. Și de aceea este bine să existe o diferențiere între aceste două generații când e vorba de vacanță și cred că lumea poate să fie fericită și după doar două zile în care chiar și-a respectat propriile dorințe de vacanță. Astăzi avem alături pe cei doi mari câștigători ai emisiunii Insula de 1 milion, Silar și Variu. Ei au intrat în posesia premiului după ce au trecut printr-un adevărat maraton de provocări în cadrul celui mai amplu experiment social televizat. Iar acum ne vor povesti despre experiențele lor extraordinare din jungla dominicană, despre momentele de cumpănă și cum au reușit să se ridice deasupra tuturor obstacolelor și să iasă învingători. Bine ați venit! Felicitări. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație, este o onoare să fim aici. Cum s-a schimbat viața voastră de când ați venit? V-ați întors de puțină vreme.
Viața mea s-a schimbat în bine, în și mai bine, cunoscându-mă atâția oameni, văzându-mă atâția oameni care probabil aveau o părere greșită despre mine. Acum au văzut și m-au văzut cum sunt eu de fapt și de drept. Te rog. Am revenit, suntem bucuroși că ne aflăm acasă, am revenit lângă cei dragi, am intrat în făgașul normal al vieții, la job, alături de prieteni și de cunoscuți. Am fost primiți cu brațele deschise și ne bucurăm pentru perioada și pentru timpul pe care putem să petrecem alături de ei. Ce veți face cu banii? Astăzi ați intrat în posesia banilor. Eu cu bănuții am și zis în emisiune, vreau să-mi continui proiectul cu casa. Acești bănuți mă va ajuta să-mi ridic casa mult visată și să-mi continui proiectul pe care l-am început. Bravo! Eu am un proiect personal, confecționez blaturi de mese din rășină epoxidică și lemn, așa că banii vor intra în acest, o mare parte din bani vor intra în acest proiect. O să încerc să mă dezvolt cât mai frumos și armonios, să creez niște produse fantastice, așa că asta este direcția în care se vor duce banii. Bravo, succes! Cum v-a schimbat această experiență? Aici am învățat ce înseamnă cu adevărat familia, ce înseamnă cu adevărat experiența aceea în care tu ești plecat de acasă, nu ai acces să poți comunica cu nimeni și ești printre alți 49 de oameni străini cu care n-ai interacționat niciodată și afli și înveți despre tine foarte multe lucruri. Și pe tine? A fost interesant pentru că am cunoscut, cum a spus și Variu, alți 49 de concurenți, dar totodată am început să mă cunosc și mai bine și pe mine. Am învățat despre mine, am învățat unde am slăbiciuni la care trebuie să lucrez și am învățat despre mine care sunt punctele mele forte, care trebuie să-l dezvolt, dar să-l mențin în continuare. Variu, ce te-a impresionat cât timp ai fost în competiție? Pe mine m-a impresionat foarte mult... Chiar dacă a fost un joc, au existat prieteni, cu toate că acest show este individual. Acolo chiar s-au legat anumite prietenii între mine și alți colegi de-ai mei, cu care încă țin legătura și încă vorbesc cu majoritatea dintre ei. În schimb, pentru mine totul a fost... Eu, de când am intrat, de fapt, în acest show, am zis că o să vreau să rămân prieten cu toți, indiferent de joc. Fiind fost sportiv de performanță, sportul e sport, viața privată e viața privată. Așa am învățat de mic copil făcând sport și mi-a plăcut foarte mult acest show pentru că am învățat, cum a zis și Silar, foarte multe chestii despre mine pe care eu nu le știam, ceea ce mă bucură foarte mult. Silar, pe tine? M-a impresionat latura umană, dar totodată latura inumană a oamenilor care a ieșit la iveală datorită condițiilor de pe insulă. Am învățat ce să fac de la cei buni și am învățat ce să nu fac de la cei mai puțin buni. Ce mesaj aveți pentru cei de acasă? Eu pentru oamenii de acasă, cei care au curajul și dacă se vor mai face acest format al emisiunii să se înscrie, le vor schimba viața, vor afla foarte multe lucruri despre ei, cu toate că noi acasă avem tot ce ne trebuie. Acolo sunt foarte multe lipsuri și își vor da seama că nu e chiar și așa să nu ai acces, să nu ai hrană, să nu poți să comunici cu nimeni. Te va schimba pe tine ca și persoană. Vei învăța foarte multe lucruri despre tine. Silar, te rog. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc celor care m-au susținut și aș vrea să transmit acest scurt mesaj tuturor să se testeze, să aibă curaj să se înscrie la astfel de emisiune și pentru că au doar de câștigat, astfel se vor cunoaște mai bine și vor realiza că atunci când nu mai pot, mai pot. Eu vă mulțumesc tare, tare mult. Mulțumim. Felicitări pentru tot parcursul vostru în emisiune. Mulțumim foarte mult.
Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@aroncanalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la orele 9 și 12. O zi frumoasă să aveți. La revedere! Bună ziua, dragii mei! Până în această seară, la ora 21, meteorologii au emis cod portocaliu de instabilitate atmosferică. În sud-vestul Transilvaniei și pe arii extinse la munte vor fi perioade cu averse torențiale, iar cantitățile de apă vor fi de până la 70 de litri pe metru pătrat. Iar în sudul Banatului, în Oltenia, Maramureș, Moldova, Muntenia, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei, avem în vigoare până mâine dimineață cod galben de ploi. Astăzi, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat și mai ales în a doua partea zilei vor fi perioade cu unorări accentuate, averse, intensificare ale vântului și descărcări electrice. Asta cel mai adesea în Banat, Transilvania, Oltenia, pe arii extinse în Maramureș, Crișana și local în Muntenia, Moldova și în Dobrogea. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și până spre 34 de grade în sudul și în estul Munteniei, precum și în vestul Dobrogei. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil cu unorări accentuate, sunt anunțate condiții de ploaie cu descărcări electrice și vor fi până la 29 de grade în Pitești, 30 de grade în Târgoviște. În Transilvania vor fi averse însoțite de descărcări electrice, pe alocuri vor fi chiar vijelii și grindină și se anunță 26 de grade în Sibiu, la fel și în Alba Iulia. În Moldova, meteorologii anunță condiții de ploaie cu tunete și fulgere, iar mercurul din termometre urcă, iată, la 27 de grade în Focșani, 25 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi variabil cu unorări accentuate, sunt așteptate și ploi torențiale, iar maximele ajung până la 32 de grade în Arad, 24 de grade în Reșița. În Oltenia ne așteaptă o zi cu vreme instabilă, vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și se vor înregistra 28 de grade în Târgu Jiu, la fel și în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea cerul va fi mai mult senin astăzi, iar temperaturile maxime ating până la 33 de grade în Megidia, 32 de grade în Tulcea. În capitală și astăzi avem parte de disconfort termic ridicat, iar din a doua parte zilei vremea devine instabilă. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări și posibil să fie chiar și momente cu vijelii. Cantitățile de apă pot fi ceva mai însemnate, iar maxima zilei ajunge la 35 de grade. La noapte cerul va fi variabil, dar se va înora și sunt șanse foarte mari să plouă și sunt anunțate chiar ploi ce vor fi însemnate cantitativ pe locuri cu descărcări electrice. Minima va fi de 20 de grade. Mâine să știți că cerul va fi variabil, se răcorește simțitor, șansele să plouă sunt foarte mari, vor fi chiar ploi torențiale, iar termometrele vor indica până la 27 de grade. La munte, gradul de instabilitate atmosferică se accentuează treptat și mai ales din a doua parte a zilei vor fi perioade cu unorări accentuate, ploi torențiale, intensificări ale vântului și descărcări electrice. Pe alocuri vor fi vijelii, rafalele vor depăși 70 de km pe oră și sunt anunțate și condiții pentru căderi de grindină. Se vor înregistra 22 de grade la Stâna de Vale, 18 grade în Semenic. La mare, vremea va fi destul de caldă cu disconfort termic ridicat, dar din a doua parte a zilei și spre seară să vă așteptați și la precipitații. Se vor înregistra 32 de grade în Mamaia, 30 de grade în Vama Veche. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Emma m-a întrebat cum va fi vremea mâine în comuna Arbore, județul Suceava. Maxima ajunge undeva la 23 de grade și sunt șanse foarte mari să plouă. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.